De câteva zile, Direcția de Asistență Socială Deva utilizează SMS-ul în bloc. Instrumentul este unul extrem de util și ajută la îmbunătățirea și creșterea calității serviciilor furnizate, dar și la consolidarea relației cu persoanele care beneficiază de acestea, cu atât mai mult cu cât instituția urmărește acordarea unor servicii sociale în raport cu nevoile și așteptările tuturor categoriilor de populație. Practic, bulk SMS-ul sau SMS-ul în bloc, așa cum mai este cunoscut, permite expedierea de mesaje text către mai multe persoane în același timp. Scopul acestor mesaje este de a oferi un feedback, o evaluare serviciilor pe care direcția le oferă cetățenilor. Prin acest nou sistem se realizează și un sondaj de opinie prin care DAS Deva urmărește gradul de satisfacție al cetățenilor față de serviciile sociale oferite. În plus, devenii sunt încurajați să facă propuneri pentru îmbunătățirea și creșterea calității serviciilor acordate de instituția publică, totul derulându-se extrem de simplu. Procesul este foarte simplu. Cetățenii care au beneficiat de serviciile direcției trebuie să dea un click pe un link din SMS, se va deschide chestionarul, iar în mai puțin de 2 minute vor putea răspunde la un număr de 7 întrebări. DAS Deva va lua în considerare toate opiniile și propunerile transmise de către destinatarii mesajelor. Totodată, instituția va utiliza SMS-ul în bloc și pentru comunicarea de știri, notificări sau orice alte informații utile cetățenilor.